Creșterea contribuției la sistemul public de sănătate ar putea fi inclusă în contextul noii legi a sănătății. Parlamentarii vor dezbate noua variantă de lege anul viitor, în februarie sau în luna martie. În prezent se lucrează intens la noua lege, însă înainte de a fi dezbătută de legislativ, ea va fi analizată de experții Uniunii Europene. În condițiile în care finanțarea sistemului rămâne o problemă, iar declarația ministrului sănătății Raed Arafat reflectă acest lucru, bugetul sănătății în 2013 va fi probabil ca în acest an mult sub media europeană. Raed Arafat nu exclude o creștere a contribuției publice cu 1 sau 2%. Majorarea ar aduce câteva sute de milioane în plus, nu ar fi impact mare pe persoană, dar pentru sistem ar fi mare, a subliniat ministrul Arafat. Cum văd sucevenii această posibilă majorare a contribuției pentru sănătate, aflăm în cele ce urmează. Noua lege a sănătății ar putea include și o creștere a contribuției la sistemul public de sănătate. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Mi se pare normal, pentru că sănătatea pentru noi este importantă. Nu, creșterea nu. Nici de cum. Noi despre creștere vorbim, despre creșterea contribuției la sistemul public de sănătate. A, deci despre creștere, nu, nici cum nu sunt de acord. Păi tocmai asta eu veneam și spuneam, că ei ar trebui să vină cu aport, să fie ajutați, pentru că cei mai mulți suntem clasa de mijloc, care financiar, pensiile sunt foarte mici. Ai o părere bună acum. Dacă calitatea serviciului e mai bună, care e problema? Pe de o parte o părere bună, pe de o parte o părere proastă. Noua contribuție la creșterea fondului pentru sănătate ar putea fi bună dacă banii ar fi investiți cu cap, în continuare, dar în același timp poate ar duce la o scădere a salariilor. În al doilea rând, dacă n-ar crește și se menține la ce este în actual, nu știu cât de bine este. Vedeți ce este cu sănătatea? Nu vreau să comentez legea, nici nu știu nimica despre chestia asta. Deja avem bani puțin, ca să spun așa. O creștere nu ne-ar favoriza lucrul ăsta, sincer. Păi, na, nu-i prea bine și așa. Sistemul de sănătate nu-i prea dotat cu tot ce trebuie. Și așa că deja sunt foarte multe legi, sunt foarte multe taxe de plătit. Și cred că n-ar fi o idee bună. Totul o să se răsfrângă tot asupra cetățenilor. Adică tot pe spinarea contribuabililor. Sunt de acord cu această creștere. Deci dacă schimbă legea, trebuie să contribuim noi în plus, pentru ce? E bine. De ce anume? Din cauza că omul, ca să știi, se îngrijească de sănătate, de ce și trebuie. Nu e ceva normal. Așa, deci așa avem, mai că noi pensionari poate, dar salarii mici, pensii, nivelul de trai așa cum e, mă ne mai dă și cu încă creșterea asta, nu e ceva normal. Creșterea trebuie făcută pe motivul că trebuie susținut. Însă această creștere se va vedea în buzunarul dumneavoastră. Se va vedea în buzunarul nostru, dar trebuie să se orienteze de unde se va face această creștere. Deci de la cei ce au mai mult.